Sfârșitul potopului După 150 de zile, potopul a încetat și nivelul apelor a început treptat să scadă. Arca s-a oprit pe muntele Ararat. Peste 40 de zile, Noe a deschis fereastra arcei și a dat drumul unui corb ca să se convingă că apele s-au retras. Corbul și-a luat zborul tot tucându-se și întorcându-se, până să sece apele de pe întreg pământul. Apoi, Noia a trimis și un porumbel, care s-a întors la arcă, negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, pentru că apa mai acoperea încă pământul. Peste alte șapte zile, Noia a trimis iarăși porumbelul, care s-a întors către seară cu o ramură verde de măslin în cioc. Astfel Noe a aflat că apa s-a scurs de pe fața pământului. Mai așteptând încă șapte zile, Noe a trimis iarăși porumbelul, care de asta dată nu s-a mai întors. Atunci Noe a ridicat în velișul arcei și a văzut că pământul se uscase. Și Dumnezeu i-a poruncit lui Noe, Ieși din arcă împreună cu soția, fiii și nurorile tale." și scoate toate vietățile pe care le-ai luat cu tine, ca să se împrăștie și să se înmulțească pe întreg pământul.